din discuții purtate cu primarul Zăzăru și Pulu și ce facem. Zic, uite, eu am o propunere. Haideți să ne întâlnim la monumentul de la Păuliș, fiecare primărie cu 200-300 de oameni. Sunteți în stare să strângeți 200-300 de oameni, toate primările din zonă. Toate din colț în colț. Deci trebuie să facem o muncă și de convingere, deci, în special asupra primăriei din jur, să participe. Și asta pot să o facă foarte bine. Mă bucur că e preotul de la Maci aici. E preotul de la Olare aici. Deci, de ce am zis momentul la Păuliș? Pentru că la Păuliș acolo, deci în județul Arad, au murit mulți ca să-și apere pământul. Deci copiii de atunci, elevii. Și diviza, pe ei nu se trece. Elevii de la școala din Lipova, deci au murit la Păuliș, ce? Apărând acest pământ. Și atunci? Ce simbol se întâmplă altceva decât... Bun, ar fi un semnal în început. Dar, din păcate, așa cum s-a spus, noi trăim într-o țară în care, știți cum e, încetul cu încetul mi se spală creierile. Deci, de multe ori am o întrebare. Unii de aici știu. Zic, domnule, mâine vor fi alegerile prezidențiale. Haide să ne imaginăm că vedem pe gard pus două afișe. Gigi Becali și Ion Haiduc. Pe cine vom vota? E liniște. Să vorbești de Academia Română. Normal că pe Gigi Becali, că știe toată lumea. Pe Haiduc nu știe nimeni, că e președintele Academiei Române. Mă scuzați, nu știe nimeni. Puțin știu. Pentru că nu se face. Nu, deci Academia Română nu-i scoasă în față. Cu toate că Academia Română este esența și a trebuit să fie esența inteligenței românești. Nimic înainte de război, când intram în Parlament, când ia președintele Academiei Române odată la 3 luni și vorbea, parlamentarii luau notițe. Președintele Academiei Române și Patriarhul erau senatori de drept, nici măcar nu erau aleși. Și când țineau un discurs, și alții luau notițe. La noi nici nu știm cine e președintele Academiei Române, e normal, dar știm cine e Becali. E foarte important să știm ce face Becali în pușcărie. Dar noi nu știm ce se întâmplă la Academia Română. Pentru că ne se spală veșnic creierile. Când avem probleme, unii mai dăm, ne mai interesăm pe la Academie despre ce-i vorba. Scuzați-mă, deci o să vă spun un exemplu forțat. Atenție! Că am pornit pe un drum, suntem aici în centrul Europei, am pornit pe un drum în care se închide în jurul nostru un cer, în care îl simțiți și în care vom ieși praf, vom ieși tăvăliți. Asta... Poate o idee la care mă gândesc acum, mi-a venit ascultându-l pe primar, ar fi o chestie, toți cei prinși în cele de 55.000-56.000 de hectare, să vorbim, să nu participăm la alegerile care vor fi europarlamentare. Nu știu ce implică legea și nu vreau să vorbesc prostii. Dar să avem un boicot. Poate să le spunem clar, nu veniți niciun partid. Nu vreau să discutăm, am spus la început, nu vreau să discutăm din punct de vedere politic nimic în tot ce este aici. Vreau să ne apărăm drepturile. Și e vorba de dumneavoastră, că eu nu m-am uitat de pământ, am un curtinci. Da, dincolo la mine, la ola de spor. Dar și acolo e. Și acolo, bineînțeles, spuneți că și acolo e de aia este și preotul de la Olar și frate meu. Este o chestie de protest. Nu știu dacă le va fi tot una să spună, domne, în zona Aradului s-a întâmplat treaba asta. Pentru că sunt 56.000 de hectare de pământ. Este cel mai bun pământ din zonă. Am făcut și anul acesta 2013, 7.500 și nu știu câte kilograme de grâu la hectar. Deci nu că am făcut eu minuni dumnezeiești, că avem potențial. Eu n-am exploatat potențialul. Dar avem potențial agricol extraordinar. Pentru că a rămas singurii care Macea are astăzi 23.000 de porci. Și 1150 de vaci, 1168 de vaci și așa mai departe. Toate se duc dracului, să fiți liniștiți. Nu rămâne nimic. Nu rămâne nimic. Asta vor. Eu, dacă nu veniți lângă mine, să știți că nu o să mă duc să mă bat singur toată ziua pe ei pe câmpuri cu toți ăștia, cu toate tractoarele și cu mașinile și cu toți bărfașii. Că oameni serioși care sunt muncitorii de acolo, stau lângă o familie, nu se duc și lucrează zi și noapte pe acolo. Deci am nevoie de sprijinul dumneavoastră. Avem nevoie să lucrăm împreună. Este pentru dumneavoastră. Este pentru dumneavoastră. Nu este pentru mine. Eu am tot ce trebuie. Când vor să începe? V-am citit ce zice. Nu se știe când vor începe, dar oricum. De obicei vin noaptea, de obicei vin noaptea. Urmăriți presa locală că noi v-am comunicat. Deci tot ce de interes local încercăm să comunicăm și cu domnul director tot timpul ține legătura. Deci, cred că
orice adunare de-a noastră, orice treabă de-a noastră, va fi și la ei un impact. Nu știu. Poate și de-aia sunteți aici. Am zis să ne consultăm, să stăm de vorbă la o cafea. Poate că e bine să facem întâlniri, să facem demonstrații pașnice, departe de mine când o să facem prostii. În Arad, în Curtici, în Sântana, oriunde, să se adune Aradul, sigur că așa ar fi bine Arad, că în Arad sunt mulți oameni care se adună. Ați văzut și în București, au venit câțiva în piața universității, s-a adunat lumea, a venit lumea. Trebuie să fim foarte atenți, pentru că automat se bagă între noi și care vreau să facă rău, și care vreau să arate că noi am fi nu știu ce și să bagă cu forțe inverse. Se întâmplă și treaba asta. Nu știu, spuneți-ne, de-aia suntem aici atunci. Nu vreau nici să vă ținem prea mult. Să vă spuneți cuvântul. Da, imediat. Facem la Curtiș prima dată. Exact. Nu putem stabilim acum datele. Și pentru altele să luăm autorizații. Da. Hai să îi lăsăm pe câțiva dintre noi și care concret. Dar să nu batem apa pe voi, vorbim concret, că nici eu nu vreau să mă lungesc ca prostul. Vă spuneți cuvântul și stabilim, facem cum doriți. N-am vrut să fac nici conferință de presă. Pentru că am zis să fie o consultare, o interceptare între noi și dumneavoastră. Să fim așa, un tot unitar, că dacă nu este așa, nu este nimica. Repet acest lucru. Vă rog. Am văzut emisiunea aia ce-a făcut dumneavoastră în toamnă, la Peciu. Exact. Dacă Ferm ar prezentat-o. Nu știu dacă mai puteți luați cu cineva diuretic ce s-a făcut acolo. S-au dus, dușit. Să zicem că vin ăștia cu scandalul. Reușim să-i oprim pe terenurile intravilane, pe acea productive. Nu cunosc situația care sunt pășunile la Curtii, Sofronia, până către Arad, dacă uit, cum vedeți. Dar vă spun dimacea. S-au vândut arii și arii și puține hectare la un individ. Nu cunoaște nimeni. Are fermă de vaci, de capre? Nu are. Și l-au luat acolo 10 de hectare. Stăte, babii l-au vândut că le-au dat cu un leu mai mult și nu s-au vândut să fac acții. Dacă ăla vine și spune, uite, a ținut să iei cu 9 milioane sau cu 10 milioane de euro, vine cu câteva 10 de mii de euro. Zice, ia, uite, ce-i mă lăsă forere. Ăla zice, te lăs, ce să mă poate face? Nu ar trebui să stai aici vorba și cu indivizul ăia. Că nu-i cunoaște nimeni cine. Tot să pot pune intermediar și la mare. Și 10 hectare de pășuni mari de acolo care se pot distruge. Și nu numai pășunile. Și cum a zis, nu doar. Deci eu la Curtici, în baza hotărârii care noi avem, terenul agricol se scoate și se dă la 1 septembrie. Au fost și la noi tendințe și am văzut cineva care mi-a cerut să-i dau pământul că îi oferă cineva 8.000 de euro. Și a spus, domnule, nu ți-l dau pentru că nu pot să-ți-l dau decât la 1 septembrie. Până atunci nu ai pământul de la mine. Nu-l ai. Nu trebuie să fie hotărât decât pentru un an de zile, dar acest an să fie. La Curtiș cred că nu au fost, cred că n-au avut curajul să se baje. Dar sigur că se bagă adiacent în jurul nostru peste tot. Și trebuie să fim până la urmă uniți și cu ceilalți. Nu știu exact ce să facem, de-aia ne-am adunat aici. Dacă l-a cumpărat, nu cunoaște nimeni. Indiferent cine a cumpărat și indiferent ce vrea să facă, acest gaz trebuie transportat pe pământul altuia. Nu numai corarea contează, contează și transportul, și conducte, și așa mai departe. Nu e simplu. Degeaba și-o vândut hectarul să facem prospecțiunea pe hectarul respectiv. Dacă populația e unită, în final... Bună ziua, Gheorghe, Mihaela Mulnes. Tocmai pentru că și eu sunt tânără și foarte interesată legat de această problemă pentru viitorul nostru al comunității și legat de ceea ce a spus dumneavoastră, cum se vând terenul, eu bănuiesc că bine ar fi să vorbim, de exemplu, eu sunt dispusă să merg să vorbesc cu oamenii bătrâni, de exemplu, care nu știu despre ce este vorba. Și bănuiesc că dacă aș avea susținerea Consiliului Local sau a Primăriei, nu mi-ar fi mai informată și mai greu ar fi. Este părerea mea personală, puteți să-mi dați dreptate sau nu. Ceea ce pot să vă spun este că am fost și în străinătate, am văzut la Freiburg, în sud, în vestul Germaniei, am văzut în universități panouri imense în care se scriau care sunt efectele nocive ale fracking-ului, adică forarea aceasta presupusă pentru fracturarea hidraulică.
Am văzut de asemenea și în Ardeș, am vorbit cu țărani, în sudul Franței, unde tot așa, guvernul a impus în anii 2000, a decis că anumite zone vor fi date spre exploatare pentru gazele de șist. Jandarmii, întăresc ceea ce s-a spus până acum, jandarmii au așteptat 400 de oameni în semn de protest. Au mers 10.000 de fermieri. De atunci, Franța, și cu alte proteste, bineînțeles, dar eu vorbesc de acest caz care mi s-a transmis mie personal, în această zonă s-a interzis și apoi în Franța fracturarea hidraulică. Uniți, putem să învingem. Întăresc încă la ce a spus. Atât am și să vă spun. Da, deci putem să discutăm de maniera următoare. La revedere la ce spuneți dumneavoastră așa. Cei care sunteți aici mulți, eu cred că fiecare are familia cu care povestește. Fiecare discută cu vecinul. Cu vecinul de peste drum, din dreapta, de stânga și dacă sunteți 150 de oameni aici, mâine trebuie să știe 1000 și sau în seara asta și mâine 2000 și așa mai departe. Odată. Al doilea lucru, ce dumneavoastră a spus, vin și mie după cum a spus-o, ar trebui să facem niște pancarte pe care unul să-l punem aici în parc, unul să-l punem la mine în Olai, unul să-l pun la Sântana, pentru că Curticiu are magazin în Sântana care este cumpărat de către noi de combinatul Curtici. Avem magazine la Arad, să punem ăsta dacă cine se ocupă și mă angajez să plătesc eu, n-am timp să mă ocup de ele, dar să mă angajez să plătesc dacă trebuiește, să le plătesc și să punem un mare în parcul de la Curtii să vadă toată lumea, pe magazinul din Sântana și pe magazinele care avem. Avem, nu știu în ce măsură, avem 9 magazine în Arad. Mai avem Sântana, Chișineu, Chișineu, vorbesc pe zona asta, Pecica, dincolo, ăsta. Deci astea care sunt în zona în care intră, eventual Lipova, nu știu dacă intră. Deci, și dacă facem aceste pancarte și aceste lucruri, să știe lucrul, dar foarte clar, ce înseamnă fracturare, ce înseamnă să otrăvim oameni, ce înseamnă să rămâne după noi pârșol, ce înseamnă responsabilitatea noastră, accentuez acest lucru, față de copiii noștri. Ce le lăsăm? Cale liberă spre Franța? Nimic altceva. Da, altcineva. Dar ar fi un lucru pe care l-am vorbit noi ieri și am propus domnului director și am și vorbit cu domnul Sorin Ignat, păstorul Bisericii Baptiste. Am vorbit cu părintele Nădăban, cu părintele Vozea, n-am apucat. Dar cu părintele Budianu de la Macea, preotul ortodox, am vorbit, cu părintele Dragoș de la Olari, n-am vorbit încă, cu toți ar fi de acord, să mergem deja de duminică și după ce preotul își ține predica și vorbește despre Evanghelia Duminicii și așa mai departe, cei care merge la biserică știe despre ce e vorba, noi să vorbim despre gazele de șist. Pentru că în România primele școli erau în cadrul bisericii. În România, atunci când domnitorul sau premierul era asasinat, locul domnitorului îl ținea patriarhul sau mitropolitul. Și eu cred că și astăzi, indiferent de confesiune, noi ca și religie, ca și creștini, suntem mai uniți în jurul bisericii decât în jurul unei pancarte din piață, cu toate că și aia e importantă. Eu cred că trebuie să mergem și pe filiera bisericii și în fiecare duminică, eu deja azi noapte am redactat o chestie, am făcut o noapte foarte albă și am redactat o scrisoare deschisă către curticeni, către cei din Olari, către cei din Macea. Bineînțeles că trebuie să o trimit pe e-mail doamne Georgeta Ionescu, specialist, eu nu specialist, nici nu-s decât o trompetă. Transmit ce-mi spune ea și să vedeți fiecare. Eu nu sunt un tip foarte bogat, dar deja am dat comandă la niște bannere și niște pliante. Spre exemplu, un pliant îl dau lui Bogdan Bani. Să-l multiplice și el în 100 de exemplare. Unii dau domnului Don. Să fac 100 de exemplare. Am dat fiecare consilier local de la Curtiș câte un disc. Un DVD cu un filmuleț despre gazele de șist. De la combinat am primit un Dita Mai televizorul. L-am montat la Casa de Cultură. Cred că l-ați văzut mulți dintre voi. Și o săptămână de zile, împreună cu Faur Daniel, am făcut un montaj, un filmuleț, pe o melodie am pus câteva planșe despre gazele de șist și câteva mesaje. Fracturarea hidraulică produce cutremure. Nu s-a spus despre asta și e important. Da.
Vreau să mai spun un lucru care ține mai mult de mine decât de Curti, să zicem. Am cântat anul trecut inclusiv la Ateneul Român, Sighișoara, chiar și în Suedia. Și eu pe scenă nu mai port acel costum medieval cum poartă toți colegii. Poate ați văzut poze la mine pe Facebook. Am un tricou pe care scrie Curti spune nu gazelor de șist. Și la Ateneul Român, nu știu, politic sau nu, cine e director, știu cine e director, mi-a zis că nu pot intra cu el pe scenă. Și atunci am spus, mulțumim, nu mai intră nici trupa, mergem acasă. Din păcate, pentru el s-au vândut 1200 de bilete și am fost doar noi invitați. Dacă plecam, rămânea domnul ca prostul. Și atunci am intrat cu tricoul ăla pe scenă. La festivalul Părădăicilor din Macias, pe exemplu, am cântat anul trecut și a fost frumos. Aveam un tricou așa și un ziarist aici, domnul Cazan, zicea că să ne facem cu toți tricouri. Cred că trebuie să purtăm în suflet și în special în grai mesajul ăsta, că noi nu avem gaze de șist. Am mai spus asta și nu mi-e frică să o spun, primarul Radului e de acord cu asta și nu știu de ce e de acord. Am spus-o pe știință la curte, la festivalul de părinte. Dar nu e de acord, deci că să nu spune el primar, am susține că nu sunt gaze de șist la curtici. Susține că nu sunt gaze de șist, deci pentru ce ne agităm? Și am spus că dacă mâine plec de acolo nicio problemă, ăsta e mesajul pe care eu îl transmit mai departe. Și cred că și artiștii pe care îi cunosc, invitând de la Curti sau colaborând cu ei în toată țara, ne pot sprijini. Cetățeanul are drept la întâlnirile cetățenești. Cetățeanul are drept să ceară autorizație de a se aduna și a milita pentru un scop. Orice faceți, recomandarea juridică este, faceți-o în cadrul legal. Pentru că orice faceți pe lângă lege, se speculează și se folosește împotriva dumneavoastră. Sunteți tineri, sunteți bătrâni, aveți copii, aveți nepoți. Organizați-vă în grupuri, adunați semnături, faceți totul într-un cadru legal. Nu lăsați ca ceea ce faceți să poată fi denaturat și folosit împotriva dumneavoastră. Este recomandarea mea juridică, sprijinul din partea autorităților de a vă face puncte de lucru, așa cum s-au făcut puncte de lucru pentru adunarea de semnături la modificarea Constituției, așa cum se fac puncte de lucru pentru să susținem candidatul cu tare, fără nume și fără nicio conotație. Ceea ce dumneavoastră militați este un drept recunoscut de Constituție. Este dreptul la viață, este dreptul la un mediu sănătos, este dreptul de a vă asigura viitorul, sursa de hrană și subzistența până la urmă. Recomandarea, adunați-vă, cereți autorizații, așezați-vă la o măsuță cu puncte de lucru. Pregătiți dumneavoastră că avem atâta tehnologie și putere de comunicare. Pregătiți totul în cadrul legal. Nu faceți nimic ce ne-ar putea dăuna scopului. Mulțumesc! Este recomandarea juridică pentru că totul se speculează. Vedeți și la televizor, vedeți și punctele de vedere ale unora, ale altora. Cereți informații de specialitate, cereți informații de la autorități. Că le primim, că nu le primim, că ne sunt favorabile, că nu ne sunt favorabile. Există comunicare. Nu faceți nimic de natură să se întoarcă împotriva dumneavoastră. Noi putem să facem chestia asta legal. Noi suntem asociați aici în Curti și putem să demarăm o campanie absolut de informare și conștientizare. Absolut. Vis-a-vis de magazine, am încercat să transformăm ceva. În momentul în care se duce natura spre ceva, spune că se urmește un scop. În momentul în care ceva cetățenesc, deci e a tuturor. Neutru de un interes patrimonial. Patrimonial. Nu știu dacă ați înțeles ideea. Deci neutru, neutru de interes patrimonial. Deci este a cetățeanului, dorința cetățeanului. S-ar spune că domnul Muscă și agroindustrial la Curtici are un interes și un scop domnul personal Muscă participă la acest pentru interes că... ca și cetățean. Da, sigur, dar noi ca și asociație exact putem să demarăm campanie este de conștientizare. Este cu totul altfel. Este perfect legal să putem să facem chestia asta. Absolut. Mă bucur că domnul director Muscă și domnul primar este alături de noi. Singura modalitate de a putea opri înseamnă ca să ne organizăm. Scutul uman e singurul lucru care se poate face. Degeaba scriem bilețele și scriem că nu interesează de bilețele. Dacă nu ne organizăm din timp la un telefon care îl primim, să venim, vor trece peste noi. Guvernanții nu vor ține cont,
firmele, nu vor ține cont despre noi. Singurul lucru să vă avem alături din noi, îmi pare bine că văd pe domnul primar, dumneavoastră ca director, dacă o să ne conduceți, ne călăuziți, noi credem că suntem în stare mari și acel puțin o să vă dea istorie. Dar așteptăm telefonul nostru și noi avem tractoare, avem utilaje cu care să venim să ne oprim. Altfel nu facem nici cu futurașe, nici cu nimic. Singurul lucru care îi spere că îi spune un roman. Cum a spus, putem boicota alegerile, putem boicota, altfel nu reușim. Deci, probabil că la nivel de comunele astea care sunt, trebuie creat câțiva un grup de oameni, un grup de oameni inimoși, care în momentul următor să facă adunarea. La un fluierat, la un semn, exact. Să ne audă, asta ne trebuiește. Pe Magea, pe Curtiș, pe Olari, pe Sântana, pe fiecare. Chiar dacă unii primari nu o să vrea să vină, că probabil că sunt, nu e o problemă. Găsim oameni care, preoții, și găsim oameni care sunt inimoși și care sunt cu bună creștere și care țin la viața lor și la viața copiilor lor. Aveți dreptate, deci asta este, așa trebuie să facem scânteia și am ieșit. Numai puțin, dacă vreți să mă ascultați un minut. Am observat că în campaniile electorale nu ne interesează asta. Sau și-au făcut publicitate toată lumea prin ce? Prin portavoce, da? Da. Ori umbla prin sat. Lă, 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 eu sunt ăla, eu sunt Gheorghe, eu sunt Dumitru. Când e un caz din ăsta de mobilizare a maselor, cel mai simplu lucru prin portavoce. O mașină pusă. Deci la Curtiș dă o tură, dă o tură la Macea, la Sămartină, la Sântana. Și într-o oră imobilizează pe toată lumea. Care are e corect. E corect. Cel mai simplu lucru. Da. E corect. Cel mai simplu lucru. Fără costuri. Uite, poliția aici ne face rău de portavoce. Să nu cădem. Și la poliție merge. Nu, pentru că și ei au pământ, și ei trăiesc din agricultură, și ei sunt oameni și ei au copii. Omul când aude pe stradă un zic de gălăgie, imediat ciulește urechea. Da. Trebuie spus exact ce data, se ora, loc. Sigur. Mulțumesc. Istoria ne învață ce trebuie să facem. Aveți dreptate. Dacă permiteți. De aceea am și făcut această întâlnire, pentru că am vrut idei, nu numai ce știm noi și ce ne batem noi, să vină și de jos. Și aveți perfectă de toate și dată și dânsul de acolo, repede să... microfon. Da. Deci toate adunările și toate manifestările în masă nu pot fi organizate dacă nu se începe cu începutul. Prima dată trebuie aici constituit, poate acum, o celulă de criză, un comitet de organizare. De ce? Dacă noi vom sta și vom discuta 200 de oameni, nu vom ajunge la nicio concluzie niciodată. Dumneavoastră sunteți de acord să se lupte împotriva cazului de șist. Asta e foarte important. Punct. Deci, punct. Modul de lucru, trebuie organizare. Ca să ne organizăm toți lucrurile, nu ne vom putea organiza. Dacă nu se alege un comitet care să înceapă să organizeze, să propună acțiuni, gen, eu propun o acțiune, de exemplu, să mergem, 200 de oameni, 150, prima acțiune să fie să depunem coroane de flori la monumentul de apăuriș, să spunem acolo cu pancarte că au murit degeaba. Dacă se exploatează gaze de șist în această zonă, nu ne vor omorât nemții, ne vor omorâ gaze de șist. Și au murit degeaba acei copii. Nu se ierte. Prin această acțiune atragem atenția țării, deci asupra zonei. E o propunere. Punerea e o propunere. Dacă se face o celule de criză, din care fac parte, nu știu, zic așa, preoții, dacă vor să participe, directorii de școli, consilierii locali, poate nu toți, facem o regulă, hai să zicem, cel mai în vârstă și cel mai tânăr, în prima fază, dacă vor să participe, și așa mai departe, și spune, domnule, ne întâlnim săptămâna viitoare, marți, aici, să vedem care vin, și de aici încolo începem să facem și informăm, și atunci trebuie făcut întâlniri periodice, pentru că lumea trebuie antrenată, deci trebuie făcut exerciții ca și la o echipă. Vrem să vedem dacă răspunde populația, dacă dorește populația, că noi 200 dorim. Dar o să spune are, pentru 200 de oameni, o să spună guvernul, nu o să sacrificăm o țară întreagă. Deci dacă putem și suntem în stare să organizăm adunări în prima fază, consecutive, cum e la Curtici acum, la aceeași oră, să zicem, vinerea, nu știu când, în 15 februarie, nu știu dacă pică vine, dar are importanță, 15 februarie, dezbateri pe problema gazului de șist.
la Curtici, Bacea, Sântana, Dorobanț și așa mai departe, toate localitățile, toate cotate făcute și toate, și vedem câte lume se adună, la fiecare din comitetul de organizare participă la aceste întâlniri, câte o persoană să vină, domnule, la aceste întâlniri, într-adevăr, s-au făcut în 10 localități și au fost 200 de persoane. Deja avem, ne putem baza pe 2000 de oameni.